Bună dimineața, bună dimineața, bun găsit la o nouă ediție Antenața. Trebuia să treci, Dănuț. Trebuia să treci, nu era nicio problemă. Era... După ce era să-mi intre prin cadru, acum e la și zgâlțit. Neața, Denis. Bună dimineața. Ce faci? Bine, mulțumesc. Cred că... Sunt mai bine. Aia vreau să ne întreb. Cred că ești mai bine, că se vede după ochi. Da. Am luat tratament, am stat în pat și mi-am revenit. Că la ochi se vede omul dacă e bolnav sau își revine. Imediat se vede la ochi. Sunt mai vioaie în dimineața asta. La ochii mei nu se mai vede nimic, că sunt mici. Se vede spre lucru aud. Parcă nu mai are ochi. El e chinez acum. După cât, băi, cât, băi, Claudiu? 3 ani de matinal? 2 ani? Cât ai? 3 ani? Cam 3 ani de matinal, Claudiu e cu ochii de chineză. Cine pârâie, Claudiu? Eu pârâi? Păi de ce? Sigur? Hai că încerc să stau mai nemișcat, ca să nu mai, să nu mai fac urât. Da, e o extorsiune a unui degajament undeva în aer. Într-o apă. Să plimbă pe aici ceva prin aer și de-asta pări. Hai că o să o las pe Dinsa să ne spună cum e horoscopul, că azi ne-a pregătit horoscop. Da, bineînțeles. Că dacă ieri nu am avut ca fost bolnăvioară, trebuie să ne spună asta. Băi, dar ce zodie ești? Rac. Că n-am fost niciodată atent. Adică știu la mine și știu la Claudiu, că la el sunt foarte, sunt mai atent la el decât la mine. Ca să văd ce spune... Ce ai zis? Sunt interferențe cu taxiurile. Mă, frecvent. Poate aud acum pe aici în stație, în la valieră, vorbind un... comandă la... Găvata comandă... Adică... Se așteaptă unul acolo să-l iei. Imediat plecam cu plec, pe jos, mă duc și-l iau în cărcă, mă duc și-l car. Haideți că o lăsăm pe Denisa să ne spună cum este horoscopul, ca să revenim apoi să vedem ce avem prin revista presei, pentru că sunt cu siguranță niște articole care au tras cu ochiul puțin de dimineață și am văzut undeva pe ultima pagină dintr-un ziar, nu știu exact care dintre ele, un subiect interesant despre care am văzut și de dimineață la știri pe televiziunea națională, dar haideți să vedem cum este horoscopul astăzi și revenim la matinal. Este o zi bună pentru consolidarea relațiilor în general și pentru relaxare și divertisment. Berbec. În prima parte a zilei este foarte posibil să nu vă simțiți în apele dumneavoastră și să aveți dificultăți de concentrare. În plan profesional sunt favorizate activitățile creative și sunt contraindicate deciziile importante de natură tehnică sau economică. Este o zi bună pentru relaxare și reuniuni cu persoane apropiate. Taur. Ziua de azi este favorabilă odihnei fizice și relaxării mentale prin odihna activă. Este un moment bun pentru a practica un hobby creativ, mai ales dacă are legătură cu muzica sau cu artele vizuale. Aveți posibilitatea să lămuriți neînțelegeri mai vechi și să restabiliți armonia în relațiile cu familia și cu prietenii. Gemeni. Aveți tendința să vă supraestimați capacitatea de efort fizic, vă sfătuim să nu insistați, fiindcă riscați să vă alegeți cu probleme de sănătate. Relațiile cu colegii de muncă sau cu partenerii de afacere ar putea fi destul de tensionate. Ar fi bine să vă temperați orgoliul și să încercați să fiți mai înțelegători. În a doua parte a zilei aveți posibilitatea să vă relaxați în compania celor dragi. Puteți face planuri pentru frumusețarea locuinței. Rac. În prima parte a zilei simțul practic este mult diminuat și prin urmare vă recomandăm să amânați orice decizie importantă în viața profesională sau personală. S-ar putea să fiți tentat să cumpărați un obiect costisitor sau să cheltuiți mai mult decât vă puteți permite. Ar fi bine să vă sfătuiți cu familia mai întâi. Este o zi favorabilă relațiilor cu partenerul de viață și cu cercul de prieteni. Puteți petrece împreună o seară foarte relaxantă. Leu. Înainte de amiază este foarte posibil să simțiți că vă lipsește energia și să nu reușiți să vă concentrați. Ar fi bine să nu luați decizii în plan profesional sau în afaceri. Ziua de azi este favorabilă activităților creative și recreative, în special în domenii care au legătură cu muzica și cu artele vizuale. În a doua parte a zilei se întrevede o întrunire cu persoane apropiate cu prilejul unui eveniment foarte plăcut. Fecioară. Este o zi bună pentru a vă ocupa de înfrumusețarea locuinței, ori a locului de muncă sau pentru a face planuri de viitor privind o renovare, o schimbare sau o rearanjare a mobilierului. Azi sunt recomandate inițiativele sau deciziile în plan financiar. Este un moment favorabil relațiilor sentimentale, puteți petrece o seară romantică împreună cu persoana iubită. Balanță. Sub influența configurației astrale de azi, este posibil să aveți tendința de a adopta o atitudine idealistă în relațiile cu prietenii. O persoană apropiată ar putea încerca să profite de bunăvoința dumneavoastră pentru a obține un avantaj material nemeritat. Relația cu persoana iubită ar trebui să decurgă foarte bine. Pentru balanțe, singure cresc șansele să înțelească dragostea.
Scorpion, s-ar putea să nu fiți în cea mai bună formă fizică și intelectuală și să nu vă simțiți în stare să realizați tot ce v-ați propus pentru azi. În activitatea profesională sau în afaceri este recomandabil să evitați negocierile, fiindcă aveți tendința să faceți concesii mari și să suferiți pierderi. În relația cu persoana iubită este o zi favorabilă comunicării profunde la nivel spiritual. Este momentul să petreceți mai mult timp împreună. Săgetător, în prima parte a zilei este posibil să fiți distrat și există riscul ca din neatenție să faceți greșeli costisitoare. Dacă relația cu persoana apropiată a fost tensionată în ultima perioadă, acum este un moment excelent pentru reconciliere. A doua parte a zilei este favorabilă întâlnirilor cu prietenii și relației cu persoana iubită. Capricorn, chiar dacă vă acaparează proiectele ambițioase în care sunteți implicat în activitatea profesională sau în afaceri, astăzi este recomandabil să faceți o pauză. Pentru a vă odihni într-un mod activ, vă sugerăm să faceți schimbări de ordin estetic la locul de muncă, ori în locuință, sau chiar o reorganizare. Puteți petrece o seară relaxantă în compania prietenilor, împreună cu partenerul de viață. Vărsător, este posibil să vă simțiți obosit după o perioadă de activitate intensă la locul de muncă sau în afaceri. Ar fi bine să vă limitați la activități de rutină și să încercați să vă relaxați practicând un hobby creativ sau ascultând muzică. Relațiile cu cei apropiați ar trebui să decurgă excelent. La nevoie puteți să contați pe ajutorul prietenilor. Vești bune și în plan sentimental. Este o zi favorabilă bunei înțelegeri și gesturilor tandre. Pești. Se pare că parcurgeți o perioadă deosebit de favorabilă în plan sentimental. Relația cu persoana iubită ar putea să devină mai profundă, mai armonioasă. Azi nu este recomandat să vă ocupați de chestiuni profesionale sau de afaceri pentru că riscați să luați decizii nerealiste. Este o zi bună pentru relaxare și pentru activități care au legătură cu artele, cu frumosul în general. Acesta a fost horoscopul de astăzi, vă doresc o zi frumoasă! Mulțumim, Denisa, hai lângă mine, hai lângă mine, ca să vedem ce titluri avem prin ziare. Pentru că ți-am spus că am văzut un articol interesant și cred că aici e, da? Legat de cornul și laptele, care nu prea se dă prin școli sau se dă și am văzut prin alte zone din țară cum se dă. Mă uitam, las că, hai că spun mai multe când îl citesc, să vedem exact mai mult ce avem pe aici prin ziare. Aflăm că programul de guvernare este baz pentru copii, aflăm că Penescu este liber. În restaurantele din Pitești erau vândute sticle de apă în loc să fie al whisky, iar deputatului Rădulescu i s-a furat mașina. Ghinion! Ghinion, așa se anunță. Locatarii se apără cu poliția de administratorul de bloc. Ce mai aflăm? Mai aflăm că trebuie să fim atenți la escrocii cibernetici. Tot mai aflăm că cei de la Consiliul Județean au primit în comodat Villa Florica, că ne așteaptă o vreme deosebit de rece la final de an și că polițiștii vin cu sfaturi pentru cumpărături sigure în mediul online. Băi, Dănuț, ce e cadrul ăsta, mă? Tu nu vezi că ies din cadru? Așa, centrează, mă. Îți foarte mulțumesc. Îți foarte mulțumesc. Cu ce să încep? Cu ce să începem, Denis? Cornul și laptele. Bine, dacă tu vrei cu cornul și laptele, cornul și laptele. Programul Lapte și Corn a fost îmbunătățit înainte de începerea anului școlar, astfel încât să se includă și fructele. Rezultatul este deocamdată că în școlile din Argeș elevii nu mai primesc nimic. Reprezentanții Consiliului Județean au explicat ieri într-o conferință de presă de ce. Țineți-vă! Procedura de achiziții s-a început în luna mai pe cele două programe separate, produse lactate și produse de panificație. Conform legislației vechi, acordurile cadru s-au încheiat pe 4 ani la sfârșitul anului școlar precedent și sunt valabile pentru anii 2017-2021. Hotărârea de guvern 640 din 2017 a abrogat însă legislația anterioară, iar cele două programe au devenit unul singur, care include și distribuția de fructe și legume. De asemenea, în loc de 5 zile de livrare pe săptămână, atât la lapte cât și la panificație, noul act normativ prevede 5 zile de distribuție la panificație, 3 zile la lactate, 2 porții de lapte și o porție de produse lactate și 2 zile cu legume și fructe. De asemenea, s-au modificat și valorile alocate fiecărui produs, ceea ce influențează bugetul etc. Mai multe vă las pe dumneavoastră să citiți, că mai este jumătate de articol, dar acum, pentru că am văzut de dimineață și m-am enervat, că de-aia parcă a crescut inima puțin în mine când am văzut articolul ăsta, de dimineață nu mai știu exact în ce localitate din țară au primit săracii copii după atât de mult timp, au primit și în sfârșit cornul și laptele. Băi, dar ce e să vezi? Stai așa, să opresc microfonul ca să nu se audă când îl lovesc. Băi, dar ce să vezi? Când a vrut și o copilă să mănânce din corn, băi, nene, deci cornul era așa. Băi,
Băi, deci așa era corn. A mușcat săraca copilă din corn, de i s-a rupt un dinte. Adică i s-a rupt dintele. A venit profesorul apoi și a început să bată și el cu cornul. Băi, de zici că era, s-a apropiat revelionul și mergem cu capra, cu ursul, cu țața, căprițața. Adică, băi nene, deci nu se poate așa ceva, mă. Adică, băi, sunteți nebuni, cu cine încheiați, mă, contractele astea? Nu sunteți sănătoși? Cine-i repara cu dintele copilului? Părinții, că părinții sunt de vină, că au trimis-o la școală să mănânce. Rușine, la școală vii să înveți, băi, nu să mănânci, băi, rușine, băi. Băi, ia uite, bă, vii la școală să mănânci. Nu ți-ar fi rușine de copil, vii să ceri mâncare de la stat. Rușinic, acum du-te și să-ți repar dinții. Așa și la noi, nu știu când. Mie că atunci când vor ajunge, tot așa vor ajunge. Ca să nu mai spunem de cazurile când anii trecut să nu-i merea laptele să fie vechi, da, stricat. Da. Și alte chestii, adică mă întreb cum vor veni fructele și legumele. Da, te rog, Dinț. Stai, că am uitat, da. Gata, Claudiu, mă scuzi. Supărare mare pentru deputatul de Argeș, domnul Rădulescu. Hoții au furat mașina din parcare noaptea de marți spre miercuri. Sunt supărat că mi-au furat mașina azi noaptea, asta după ce ieri am umblat prin Parlament după semnături ca să fie modificate legile justiției. Am ajuns acasă aseară, pe la 22 și dimineața când să plec, mașina nu mai era. Am făcut plângere și a venit o echipă mare de polițiști, vreo 20-25, care au făcut tot ce trebuie. Vă dați seama, au furat o mașină de lângă Parlament și SRI, că eu acolo stau într-o zonă monitorizată. Da, spune marca mașinii, o mașină pe care fratele meu a cumpărat-o în leasing și venise acum 2 luni. Mi-a dat 1000, că a mea nu mai merge și eu nu am avut cu ce să umblu, nu pot să stau fără mașina. Problema este că mașina nu poate fi furată, nu pornește decât cu cheia lângă ea și e dotată cu un sistem care blochează ușile în cazul în care vreun intrus. Vreun intrus face el ceva. Da, e cineva cu un sistem de clonare sofisticat, nu un simplu hoț. E cineva specializat care știe să monteze camere, sisteme de înregistrare. Băi, dar știi ce mă întreb eu acum? Dacă nu cumva, nu știu, acum eu dau cu presupusă. Nu cumva mașina ar fi fost cumva parcată mai aiurea undeva unde nu trebuia parcată și cumva i-au luat-o așa de la tractări? Dar știu că nu se mai ridică mașinile. Dacă, mare greșeală. Dacă tot spune că nu poate fi împrumutată pentru că e doar cu cheia lângă ea, băi, ghinioa nu, acum, ia uite și tu, a venit o echipă mare, băi, de polițiști, 25 de polițiști să constate furtul. Eu mă întreb dacă i se fura lui Claudiu mașina sau bicicleta. Câți polițiști veneau? Niciunul, băi! Adică 25 de oameni elegi. I s-a furat mașina domnului deputat. Băi, ăștia care i-a furat mașina. Duceți-o înapoi că are nevoie de ea ca să meargă la Cirvici să dea legi. Adică, bă, bune, omul trebuie să dea legi. Uite, semna legile justiției, acolo nu-l țineți fără mașină. Cum ajunge el astăzi, mâine, poi mâine la muncă? E, nu se poate așa ceva. Băi, dacă le găsesc una lângă alta. După ce au participat la meeting ieri în Piața Victoriei, medicii de familie au primit promisiuni de la premier. Peste 140 de medici de familie argeșeni au participat ieri alături de colegii lor din toată țara la o meeting în Piața Victoriei. Medicii sunt nemulțumiți de subfinanțarea din sistem și de birocrație și amenință că dacă nu le vor fi soluționate problemele, nu vor semna noile contracte cu CSE pentru anul viitor. Unde? Stai că vreau să văd unde a fost ăla premierul. Ia. Declarație. Premierul este înțelegător și ne-a promis că până vineri vom primi un draft al noului contract cadru pe 2018, iar luni la ora 10 vom avea o altă întâlnire cu dumnealui. I-am spus că răbdarea noastră are o limită și nu mai vrem să fim duși cu vorba. Dacă nu se vor găsi soluții, nu vom semna contractul pe anul următor. A declarat Mariana Boșneac pentru cei de la Curierul. Băi, asta cu promisiuni de la premier, promisiuni de la un politician român, să fim serioși, ia uite, în stânga... Te las pe tine să-l citești. Da. În stânga mai avem un protest. Păi adică merge țara bine, mă. Adică protestează oamenii așa de nebuni, ce sunt ei. N-au ce face acasă decât să meargă ziua mare în piețe să protesteze, să urle așa împotriva politicienilor că voi faceți legi bune, nu. Doamne ferește să dați pe vreo lege greșită. Doamne ferește. Nu, suntem noi nebuni că protestăm așa de nebuni, adică nebuni că bun noi. Stau noaptea în pat și mă gândesc, bă, ce să fac a doua zi, bă, mă, să protestez. Că n-am ce să fac acasă. Da. N-am ce să fac. Mă plictisesc. O să protestez. Dau un protest așa. Trec acolo, bifez. Azi am protestat împotriva lui X. Mâine ce fac? Mă duc împotriva lui Y. Merge, că ăștia ne dau legi bune. Ha, citește-l. Protest astăzi la APIA. Angajații centrelor județene din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură organizează astăzi un protest în majoritatea județelor, inclusiv în Argeș. Principala nemulțumire a funcționarilor este că vor primi salarii mai mici începând de la 1 ianuarie 2018. Astfel, funcționarii au decis să-și manifeste supărarea astăzi între orele 9 și 12. Angajații APIA își vor întrerupe activitatea în acest interval oral
și vor ieși în fața instituțiilor unde lucrează pentru a trage un semnal de alarmă față de scăderile salariare care se anunță din ianuarie 2018. Scăderii salariare cuprinse între 800 și 2800 de lei. Liderul de sindicat, care este și șeful biroului de inspecții, ne-a declarat: funcționarii centrelor județene doresc să fie trecuți pe aceeași grilă de salarizare ca cei din APIA centrală. Dacă până acum între cele două grile a fost o diferență de 10% de anul viitor, celor de la APIA centrală le cresc salariile substanțial, a celor din centrele județene li se diminuează cu sume cuprinse între 800 și 2800 de lei, de la salariul unui consilier superior și până la cel al unui director. Protestul este un semnal de alarmă și nu va fi afectată activitatea toată ziua, fiindcă nu vrem să ne facem rău singuri. Protestul se va desfășura și în centrele locale de la Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Costești, Topoloveni, Mioveni și Domnești. Majoritatea angajaților au semnat pentru această formă de protest. Da, probabil o să primească și eu o să primească promisiuni din partea politicienilor noștri că se rezolvă. Vă rezolvăm. Băi, cam m-am enervat, iar mi-am simțit și m-am enervat. Tot de viața am văzut, bine, cred că știrea e de ieri sau de acum câteva zile, cu niște părinți cu copii bolnavi. Au protestat la Ministerul Sănătății și declarația ministrului a fost: o să dau un comunicat de presă. Oamenii nu mai au pastile pentru copiii lor cu boli grave. Copiii aia pot muri pentru că nu mai au tratamentul, nu scapă acum numele tratamentului. Și ministrul nostru dă un comunicat de presă. E inteligență multă, mă. Ce-am făcut? Noi suntem aia. Nu înțelegem noi pe ei cum gândesc ei. Ia uite, Claudiu, că tot mă bastu tot timpul la cap. Izvor din Pitești cu bacterii și amoniu în exces. Inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș recoltează periodic probe de apă din sistemele și fântânile publice din județul nostru și aproape săptămânal sunt descoperite probleme. Probele sunt analizate în laboratorul DSP-ului pentru a se vedea dacă se încadrează în limitele legale în privința potabilității. La analizele efectuate săptămâna trecută la un izvor din Pitești, cel din cartierul Nord, din dreptul blocurilor L5 și L6 s-au constatat bacterii coliferme și depășirea limitei maxime admise în amoniu. Potrivit celor de la DSP Argeș, izvorul a fost închis de către ADP, care îl are în administrare. Va rămâne închis până la remedierea deficiențelor. Așa că este bine că nu mai poate lua lumea apă de acolo ca să nu se îmbolnăvesc. Te rog. Datornicii executați silit. Termocalor Confort îi sunează pe stanțieri să-și plătească facturile pentru termoficare pentru a nu se ajunge la executare silită. Din această legere este că factura pe care o primiți este titlul executor. Societatea are colaborări cu 6 executori judecătorești, iar pentru recuperarea banilor de la unii dintre locuitorii Piteștiului s-a trecut deja la executarea datornicilor. 3057 de dosare depuse la instanță. Wow! Da, uite, că aflăm că și Vila Florica va fi administrată de Consiliul Județean. Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, a făcut ieri noi precizări privind achiziționarea de către stat a Vilei Florica din Ștefănești. Astfel, după ce luni Ministerul Culturii a încheiat la notariat actul de cumpărare de la moștenitori, marți la același minister a fost semnat un document important. Este vorba despre contractul de comodat între Ministerul Culturii și Consiliul Județean, care prevede că în conacul din Ștefănești poate funcționa în continuare Centrul de Cultură Brătianu, iar domeniul va fi administrat de către Consiliul Județean. Mai mult, Consiliul va putea din ianuarie 2018 să aloce bani pentru reabilitări la clădirile de pe domeniu. În ceea ce privește demersul președintelui României, Claus Iohannis, de a contesta la Curtea Constituțională legea de achiziționare a Vilei Florica, Dan Manu a spus că acesta își urmează cursul firesc, acest demers, și indiferent de rezultat, nu va influența tranzacția deja încheiată. Da, mai aflăm că este haos la permise, știm. Dănuț al nostru îi expiră și lui permisul la anul și a făcut acum programare ca să fie sigur că îl ia la timp, pentru că sunt, da, s-a aglomerat. Avem din ce mai mulți permise. Acum, nu știu dacă e vina și celor de acolo, că dacă eu fac programarea astăzi, vine din să-și face programare mâine, că nu mai are cum să-și facă astăzi, că s-au umplut lista de astăzi și că sunt anumite locuri. Da. Ia uite, aflăm și de la colegii de la Argeș că laptele, cornul și fructele la Sfântul așteaptă. Exact, cred că pe 30 februarie, atunci cred că o să înceapă să se dea drumul la lapte și corn. Ce, mai am timp, Claudiu? Nu mai am timp, bine. Vă las pe dumneavoastră să știți mai multe din Curierul Argeșului și din Ziar Top, de unde v-am spus că puteți afla despre cum va fi vremea la final de săptămână și ce sfaturi au polițiștii pentru noi în ceea ce privește cumpărăturile din mediul online, pentru că sunt din ce mai multe și urmează Black Friday. O ascultăm acum pe Denisa cu vremea, mă uit așa în spatele ei, văd niște nori. Eu cred că e nor, Claudiu, nu e nor cu soare astăzi, că m-am uitat și eu peste vremea, e nor. Să schimb tu vremea, când mai dă din gură aici, pune norul, că e nor astăzi, nu-i așa, Denisa? Că de soare.
dar nu zoarele pe care mi l-a pus Claudiu acum pe monitor, îl așteptăm să schimbe. Bine, Claudiu, te las, hai! Hai, Denisa, spune-ne vremea, că nu vrea să mai schimbe, e rău tăcios. Revenim la matinal după pauză. Ziua de azi ne aduce vreme cu nori și soare. Maxima în Argeș este de 9 grade fără precipitații. La această oră se înregistrează 5 grade cu cer noros. În Pitești avem 9 grade cu cer parțial însorit. În Mioveni se înregistrează 8 grade ca și în Topolovei. În Costești avem 9 grade cu nori și soare. În Curtea de Argeș și Câmpul Lung vom avea 7 grade. Cam atât pentru astăzi, vă doresc o zi frumoasă! Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Pentru clienți fericiți, un partener profesionist. Pentarom produce kituri și ambalaje din carton pentru orice dimensiune. Pentarom comercializează întreaga gamă de piese de schimb auto pentru Aro, Dacia, Raba, Tractor. Pentarom fabrică brichete din omeguș pentru sobe, centrale termice, cuptoare, grătare. Pentarom crește și comercializează păstrăv și crap. Cu promptitudine și eficiență maximă, vă așteptăm în magazinul universal Pentarom. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Cristina Munteanu și de 22 de ani sunt mereu cu tine. Între voi care nu s-au pus. Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat. Nu ratați emisiunea Subiect de Presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru că avem nevoie de poveste ca de aer și de modele ca de pâinea cea de toate zilele, emisiunea Dragă Personaj Principal vi le oferă cu zâmbetul pe buze în fiecare sâmbătă. Deschideți televizorul la ora 11 și 30 de minute și pregătiți-vă să puneți în operă, împreună cu noi, realitatea la care visați. Se întâmplă numai la Antena 1 Pitești.
Am revenit la matinal și în această parte a doua emisiunii vom discuta despre sportul nostru tradițional, până la urmă, pentru că trebuie să ne mândrim și noi românii cu ceva al nostru, și anume oina, pentru că noi am inventat oina, ceea ce știți pe la televizor că este baseballul la americani, de fapt este oina noastră, să știți. Dacă până acum toți spun toți că noi furăm sau împrumutăm sărbători de la americani, iată că și ei au furat de la noi și au furat un sport pe care l-au făcut atât de mare și pe care noi românii uneori nu-l apreciem la valoarea lui maximă. Și pentru că avem cu ce să ne mândrim în Argeș, în această dimineață alături de mine se află domnul Dumitru Voiculescu, coordonator la secția de oină de la clubul Dacia Mioveni. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii, pe care cred că îi aveți în număr foarte mare în fiecare dimineață. Să sperăm că se uite cât mai mulți oameni la noi acum, pentru că acum chiar avem ce să le oferim o informație de calitate legată de sportul nostru tradițional, pentru că dacă toți ne uităm la fotbal, gândindu-ne că de fapt fotbalul este ceva al nostru, nu. Oina este a noastră 100%, inventată de noi și ați văzut deja pe plan general că pe masă alături de noi se află și o cupă mare alături de o medalie și vreau să întreb pe domnul Voiculescu acum, de unde avem aceste trofee? Ultimele două isprăvi, ca să zic așa, ale fetelor de la Mioveni, reprezintă câștigarea titlului de campion național la categoria junior 3 și de vicecampion național la junior 2 săptămâna trecută, weekendul trecut, la Zalău. De altfel, celelalte fete mai mari, juniori 1 și senioare, vor merge începând de mâine până duminică la Drăgășani pentru susținerea ultimei probe, ca să zic așa, a acestui an, campionatul național sală la aceste categorii. Vreau să vă spun că atunci când ne-am înființat în 2012, că de-aia ne și numim Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012, printre cele 6 secții, de la început am înființat oina. De ce am înființat această secție? Pentru faptul că ne-am adus aminte de versurile cântecului Nu uita că ești român. Se pare că în ultima perioadă, în ultimii 10 de ani, am uitat acest lucru și e păcat, pentru că mândria noastră trebuie păstrată. Noi suntem oameni europeni cu fruntea sus, nu avem de ce să plecăm capul, iar mândria trebuie să o păstrăm prin tot ce este românesc. Plecând de la realizările în alimentație, dacă vreți, până la, iată, jocul nostru național, care este stipulat și în legea sportului ca joc național. Jocul de oină nu este de acum. Jocul de oină este inventat de foarte mult timp, iar primii germeni ai unui regulament scris a apărut la nivelul anilor 1874 sub conducerea lui Spiru Haret, care era în Ministerul Educației pe vremea aia, iar ulterior, în momentul în care a ajuns Ministrul Educației, primul campionat național cu adevărat de oină a fost în 1899. Problema se punea la acea dată a comasării unor obiceiuri românești în unul sau mai multe jocuri care să fie deja dirijate de către ministere. Ei bine, oina a căpătat un avânt deosebit și a fost practicat de oameni de mare valoare de la noi din țară. M-aș aminti un Sadoveanu, de exemplu, care știm cu toții de câtă inteligență a dat dovadă în scrierile pe care le-a făcut. Ei bine, și nu este singurul. Mari scriitori ai noștri, majoritatea lor au practicat oina. Vedeți, atunci, la vremea lor, în 1900 și, oina era un joc practicat de nobili, de oameni de valoare, oameni cu mare știință de carte. Ulterior, a venit acest tăvălug, ca să-i zic, fotbalului așa,
care a început să înghită multe sporturi, să le înlăture, să le dea la o parte și noi cu jocul nostru național să încetinim ritmul. Nu l-am încetinit total, pentru că au fost campionate tot secolul trecut, iar acum, de când la conducerea Federației este un om inimos și nu pot să nu-l numesc pe domnul Nicolae Dobre, sigur că s-a dezvoltat foarte, foarte mult. La noi, la Mioveni, au început să meargă toate sporturile. De când ne-am înființat, de exemplu, în Oină, am câștigat foarte multe titluri. Numai anul acesta avem 5 titluri de campion național, pentru că vreau să vă spun că este structurat sportul nostru în cadrul federației. Sunt mai multe forme. Este vorba de Oina 11 pe terenul mare de iarbă, este vorba de Oina 8 pe plajă, Oina 6 în sală. Și se preconizează acum, începând de la anul, ca și gimnaziadele în cadrul școlilor să se desfășoare nu în 11, ci tot în 6, pentru că sunt copiii destul de mici și, bineînțeles, că dimensiunile terenului, distanțele de aruncare sunt pe măsura vârstei lor. Începând de anul viitor, în cadrul gimnaziadelor și nu la ONSS, o să intre și fetele. Eu mă bucur că la Mioveni avem o echipă omogenă, la Oină s-a format un nucleu, s-a format o coeziune, o echipă într-adevăr de mare valoare și sentimentală și practică. Eu n-am decât să felicit fetele noastre pentru abnegația de care dau dovadă și vreau să le mulțumesc pentru faptul că și-au consumat aproape toată vacanța de vară la antrenamente. De ce? Pentru că dacă în celelalte sporturi campionatul începe în septembrie și se termină prin aprilie mai, în Oină anul competițional începe în jur de mai-iunie, cu gimnaziadele din aprilie, așa, și se încheie în decembrie. Iar marile campionate sunt vara, în vacanța de vară, când copiii sunt liberi. Ca să-ți consumi timpul tău din vacanță și să vii la antrenamente și să participi la competiții, la o vârstă de under 14, under 16, 18, pe categorii, sigur că nu este ușor pentru un copil. Iată că există și asemenea copii care își sacrifică din timpul lor pentru sport. Și m-aș bucura să aud aceste afirmații și din partea celor care dirigează alte sporturi. Pentru că așa creăm o generație sănătoasă, așa ne asigurăm înlocuitorii de mâine, ținându-i sănătoși. Exact. Eu aș dori ca sănătatea să nu aibă nevoie să se dezvolte ministerul și cu tot sistemul, să nu aibă nevoie de mare dezvoltare, dar asta înseamnă să creezi condiții ca să n-ai pacienți. Și prin sport diminuezi foarte mult aceste cereri către sistemul de sănătate. Exact, sportul ne menține sănătoși, pentru că în trecut nu erau atât de mulți bolnavi cum sunt acum, pentru că acum copilul preferă chestia asta decât să prefere chestia cu aruncatul, chestia cu datul la coș, chestia cu lovitul, mingea cu piciorul, indiferent de sport, sau notul, sau mai știu eu ce. Claudiu, dacă știi tu cumva unde este bâta noastră de Oină, ca să o arăt și oamenilor ce înseamnă efortul pe care îl fac acele copile, că spunea, te rog frumos. Da. Bastonul acesta este... Să-l prezinte, să vadă că este destul de lung, este destul de greu. Adică pentru seniori. La seniori, bastonul are lungimea de un metru. La juniori, 1 și 2 de 90 de centimetri, iar la 3 și 4 de 80 de centimetri. Deci vă dați seama că și e destul de greu pentru știu că un copil am vrut să-l prezentăm. Chiar la 14 ani, mai ales fată, sub 14 ani, la junior 3, sigur că nu e simplă treaba. Și atunci trebuie să-ți formezi atât musculatură cât și precizie.
Vreau să vă spun că eu am început cu fetele în 2012 cu alergări, tip atletism. Nu cred că există vreun sport să nu încep cu atletismul. Pentru a-ți forma o condiție fizică. Sigur că da, trebuie să-ți faci ceva, să îți pregătești organismul pentru sportul respectiv. Și nu-l poți pregăti decât așa. De-aia există preparatorii fizici. Preparatorii fizici sunt atleți, în definitiv. Sau cel puțin îndrăgesc atletismul de pregătesc fizic copiii. Pe lângă acest baston, există și mingea de oină, bineînțeles. Nu știu unde este mingea, că v-am fi dat și mingea, da, să o prezentați, dar nu știm unde am, da, pus-o. Eu pregătesem și două fete să vin cu ele aici, dar m-au anunțat că au testări la este școală. Este prea testărilor? Sigur că vă așteptăm oricum și veniți și cu pentru fetele. Pentru că, eu vă spun, ținem cont foarte mult de acest lucru și nu neglijăm învățătura. Orice sport am face, nu trebuie să renunțăm la învățătură, pentru că sunt puțini cei care reușesc în viață din sport și câștigă foarte, foarte mult pe baza sportului. Cei mai mulți îl fac pentru condiția fizică și pentru sănătatea lor, dar ca să trăiești din sport, acesta înseamnă un procent foarte scăzut. Și atunci trebuie să studiezi, trebuie să înveți, ca în viață să poți să-ți hrănești o familie, să câștigi banii pe care nu îi poți câștiga altfel decât având la bază știința. Ne scuzați dacă vedeți că nouă ne fug privirile. Acum și eu și Claudiu ne uitam după minge. L-am văzut pe Claudiu cum umbla prin spate, da, prin dula, da. Și mă uitam pe aici prin spate să văd dacă e în spatele meu. Ia vezi, Nița, da. Nu e mingea în, aici? Nu știm unde am pus mingea. Agilitatea se dezvoltă foarte mult la jocul de oină. Vedeți, aruncarea mingii. Nici mingea nu e prea ușoară. Nu, sigur. Ca să le spunem oamenilor. Sunt mingi care au 140-150 de grame. Tot așa, pe vârste, ea diferă până la 120. În acest sport, spre deosebire de baseball, ca să zicem așa, mingea ți-o pune la bătaie cu echipierul. La baseball ți-o aruncă adversarul. Și-o aruncă el așa, deci, cum vrea cu... Baseballul dezvoltă un pic dușmănie. Aici este o prietenie, o simbioză, o colaborare deosebită între în echipă. Cel care ridică mingea și cel care o lovește. Pentru că se pot obține puncte din baston. Adică dacă tu arunci, lovești mingea și ea depășește terenul, care nu este scurt, în teren afară are 70 de metri lungime. Deci ca să o arunci, să ducă 70 de metri și să iei două puncte, nu este simplu. Și noi avem și fete care bat foarte bine la baston. Și punctele se mai obțin și în momentul în care adversarul merge prin triunghiuri sau pătrate și tu, prin pase, îl derutezi ca să-l poți lovi. În afară de regiunea palmelor, cu care el are dreptul să se apere. Este un joc dinamic. Este un joc, și așa cum am spus, de echipă, de mare colaborare între toți cu echipierii. Vedeți, dacă în fotbal poți să te mai pitești la umbră, se duce unul cu mingea, driblează 2-3, mai dă un gol. Ca să facem o glumă, cumva cei de la Barcelona mai stau așa și așteptă pe Messi să facă el, da, să dea golul, și ceilalți mai stau și mai așteptă să-mi odihnesc. Mai zăbovesc un pic așa, ca să fac și statistică. Cine a alergat, cât a alergat, sigur că da. Aici este un angajament total și întreaga echipă participă. Mâine plecăm la Drăgășani pentru susținerea celorlalte două probe, juniori 1 și seniori, de data aceasta până 18 ani și peste, dar nu mai mici de 16. Vreau să vă spun că prima noastră întâlnire la seniori a fost anul trecut la Timișoara și am ieșit campion național la sală cu senioarele. Anul acesta, la fel, s-au comportat foarte bine și juniorii 1 și seniorii, și eu am aici o situație și vă dau numai pe cea de anul ăsta. În 2017, în 11, care a fost la Mioveni, cu asta am deschis în iunie, așa, locul 1 la junior 2, locul 2 la junior 1, locul 3 la senioare. La junior 3, locul 1.
Cupa Federației la seniori a fost luată de Mioveni. Pe plajă, junior 2 locul 1, junior 1 locul 3, junior 3 locul 3. Iar acum, asta de săptămâna trecută, locul 1 la junior 3, locul 2 la junior 2. Iată că Mioveniu, oriunde s-a dus la competiții, a fost pe podium. Și este o mare mândrie pentru noi. Și cu siguranță va fi și la Drăgășani și vă sigur fac de acum invitația, vă așteptăm să veniți cu trofeele, să le prezentăm. Cu săptămâna de la viitoare, cum ne întoarcem de la Drăgășani, venim aici, eu aduc și pe domnișoara antrenoare și una, două fete, ca să le vedeți. Unele sunt atât. Unele cred că sunt cât bâta, pentru că bâta este destul de mare. Așa. Da. Bastonul, sigur că el trebuie și el să făcut din un anume material. De regulă este fag, fiert sau paltin. Se fac la noi în țară sau sunt luate din afară? Astea sunt făcute la noi în țară, sigur că da. Nu sunt mulți care au strung de genul ăsta, strung în lemn, și să și respecte tronconicitatea lui, să fie drept, să nu se îndoaie, să fie pe fibră și așa mai departe. Deci trebuie foarte bine ales. S-au întâmplat cazuri în care s-a retezat de la mijloc, a sărit partea nesusținută și a mai lovit asistență sau jucători. Este posibil, de aceea vedeți și aceste nervuri se încrustează pentru ca să nu ți alunece din mână, să poți să lovești, dar să nu lovești nici adversarul, nici cu echipierul. Să nu zboare, cum mai vedem prin filmele acelea de comedie, când dă cu băta la baseball, sare băta din mână și mai sare, ajunge sigur, undeva pe unde nu trebuie. Da, sigur. Eu cred că în continuare dezvoltarea la Mioveni a sportului în general, bineînțeles, sub egida administrației locale, că altfel nu poți să te miști. Dacă fără implicarea autorităților locale, nicăieri nu se poate face sport categoric de masă și performanță. Și cultură, și sport, și tot ce înseamnă creșterea și educarea tinerilor este în vizorul administrației locale și eu zic că ar trebui să mulțumim permanent celor care discută în Consiliul Local, aprobă niște fonduri pentru dezvoltarea copiilor. Copiii sunt foarte mulțumiți. Uite, handball a început să meargă foarte bine. Voleiul a început să meargă foarte bine. Tot cu fetele avem rezultate la not. Avem rezultate la karate, inclusiv pe plan european. Acum se dezvoltă și șahul. Tenisul la fel merge și el. Și la clubul celălalt, la CSM, tenisul de masă. Ați văzut că sunt vicecampioni, campioni. Uite așa, alternează acolo. Fotbalul, sigur că acolo trebuie muncit mult mai mult, nu numai și la noi. Avem și puțin noroc. Pe plan național trebuie muncit mai mult în fotbal. Dar una peste alta cred eu că avem garanția că are cine să ne înlocuiască în așa fel încât să putem prospera și noi așa cum ne dorim toți. Da, pentru că este bine când vedem tineri care se implică în activități sportive, ca să nu ne mai uităm apoi că ajungem la 30 de ani și ne dor toate cele, suntem bolnavi și mai vedem în jurul nostru copii care se îmbolnăvesc de la vârste foarte fragede pentru că nu au acea imunitate dezvoltată. Categoric. Eu câteodată rămân așa neplăcut, impresionat când văd în școală, în curtea școlii, copii care sunt foarte dezvoltați fizic, vorbind la vârsta lor. E o obezitate crescută în rândul copiilor și nu e bine. Nu e bine. Unii părinți, în virtutea de a ține copilul la, eu știu, chiar și la calculator, dar să învețe să scrie, să nu știu ce, îi scutește de pregătirea fizică. Nu este bine. Pentru că de fapt de aici trebuie să plece, din familie, să zic că te duci să faci un sport pentru dezvoltarea ta armonioasă. Uite, notul de mic e foarte bun pentru tot organismul uman. Cred că notul dezvoltă cel mai bine un copil. Cred și eu, te activează, sigur că da, atletism, eu știu, gimnastic, orice, dans sportiv, tematică,
orice, numai să facă mișcare. Mișcare este esențială. Și acum, ca să vă spun ceva, să iau apărarea părinților, cred că părinții i-ar trimite pe cei mici la sport mai mult dacă cumva s-ar umbla și pe la sistemul nostru educațional și s-ar mai scoate în acele teme, știți? Ca să nu mai stea copilul 7 ore să facă teme, să mai aibă timp și de altă activitate. Că de multe ori copilul își pierde timpul după școală cu teme. Adică după școală tot cu școală. Da, și sigur, nu mai are timp de altceva. Poate că modalitatea prin care noi învățăm carte nu e cea mai nimerită. Am văzut într-un reportaj undeva... Foarte scurt v-aș ruga. Da, am văzut un reportaj din Belgia, tot făcut de o româncă, o profesoară româncă, n-avea bănci, n-avea... Stătea pe covor cu copiii și învățau carte. Trebuie umblat mult la sistemul nostru educațional, dar să ne bucurăm când vedem că cei mici reușesc să aibă performanțe cu toate problemele care sunt la noi în țară. Vă mulțumim pentru prezența la matinal și vă spun, vă așteptăm. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă așteptăm noi trofei. Venim, sigur că da. Vă mulțumim din nou, Demisa, cum va fi astăzi vreme? Ziua de astăzi ne aduce vreme cu nori și soare, maxima va fi de 8 grade. Mulțumim Florăria Altceva, Boblia Chic Boutique și Salon Blondie Balina Dinescu. Vă doresc o zi frumoasă. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost și în această dimineață alături de noi. Ne revedem mâine de la 7 și un pic, imediat după știri. Până atunci aveți o zi minunată.